Dorian Nanu, cineva, fine, m-am găsit cum cineva la muncă și îmi spunea că nu a mai postat pe YouTube. Mă, uite, hai să spun o chestie. Nu m-am lăsat de YouTube așa cum crede, cum crezi sau cum ai crede. Nu am mai avut timp să postez, din păcate, și pare așa o dezamăgire totală. Când ai 1000 de subscribe și te trezești că la fiecare postare ai câte 20 de vizualizări, câte 100, pe când alții care are 100 și ceva de mii de subscribe fac și ei 53 de mii de vizualizări. E altceva, e pare diferent, știi? Și că nu am făcut unele provocări. Eu v-am spus, chestia cu soba când am făcut-o era o masă. Masa aia nu mai e acolo, uite ce este acolo. Și nu am cum să cac ca să-mi duc spatele, trebuie să capă ceva ca să fie cum a fost data trecută. Și mai este o singură condiție, fiecare vlogger postează când poate, adică nu știu, uite, mă uit la Cătălin Talent, m-am uitat acum 2 minute sau 2 secunde, între astea așa, m-am uitat și am înțeles că pleacă în afară, nu știu în ce țară, parcă Olanda scrie acolo jos, nu știu. Mă, că mulți scriau pe chat că o să-i fie dor. Mă, uite, am un sfat, cred că pentru subscriber, să treacă toți la mine pe canal, că și așa lac, să duce în Olanda, nu o să mai posteze, și asta vă promit eu. De ce nu o să mai posteze? Fiindcă în momentul când